dragostea. Numai ea îți poate da tot ce vrea inima. Inima tot ce vrea inima ta. Prieteni, după cum bine știți, s-a lansat piesa aia minunată, marca Ioana Ignat și Eduard Sanda, În palma ta. În palma mea. Vreau să-mi povestiți cum a fost la filmări. Unde ați filmat videoclipul? Voi știți că și Vele a filmat un clip în casa? Noi știm că acolo s-au filmat majoritatea clipurilor. Bune! Da. Frumos acolo la casa aia, nu? V-ați distrat? Și lacul ăla, superb! Ne-au cam ciupit puțin țânțarii spre seară, dar le-am făcut față. Le-ați făcut față? Da. Nu se pun țânțarii cu voi, știi? Vorba aia. Da, așa s-ar zice, dar... Ce ați hotărât să mai faceți încă o piesă împreună? Pentru că... Am primit foarte multe mesaje din partea celor care ne admiră și ne ascultă muzica și chiar cumva am fost obligat să mai facem o piesă. Era, da. Noi, eu sincer îmi doream și cred că și Ioana își dorea la fel. Ne-am întâlnit la studio, da. Am început să lucrăm. Și cam în aproximativ 3 zile a ieșit În palma ta. Am compus linie, text, producție, deci în 3 zile. Ce te face Ioana să lucrezi cu Eduard? Ce îți place cel mai mult la el? Din punct de vedere al muzicii, muzician. Păi, în primul rând, cred că rezonăm din punct de vedere muzical. Adică avem așa un feeling. Nu știu, suntem mai melancolici, așa cred că amândoi. De acolo la Famous toți sunteți melancolici, trebuia să vă numiți Melancolia. Cred că ne potrivim gen muzical și... Oamenii chiar au sesizat chestia asta. Adică au zis, bine, noi nu ne lăudăm acum. Au spus că avem chimie muzicală. Da, și că ar vrea să vă vadă împreună, am văzut un comentariu din ăsta. Păi uite că suntem. Suntem împreună, da. Sunt împreună, dar dorm separat. A venit toamna, A venit toamna. Ce planuri aveți pentru toamna asta? Avem de cântat, avem de lansat piese noi, atât eu cât și Ioana. În culise mi-ai spus că sora ta pregătește, nu? Da, ce bine că ai zis tu că... Da, sora mea pregătește o piesă, prima ei piesă, da. Eu cred că o să funcționeze foarte bine, că e mega frumoasă. Piesa se numește Unde te-ai dus? Și cred că va fi lansată în maxim 2-3 săptămâni. Vă mulțumesc mult tare. Don't forget, it's all about you. You. Mădălina Ignat. Eu aș cânta.